Mulțumesc, iubită mamă. Salutare, dragi prieteni, și bună seară, și Hristos a înviat! Vă salutăm cu drag că venim aici în satul Ilenuța să aducem o surpriză frumoasă doamnei Viorica. În localul din localitate se dă o sărbătoare de zile mari unde se adună oameni dragi și noi, desigur, venim din partea unor oameni dragi, foarte dragi, extrem de dragi. O parte care nu pot să fie prezența sărbătoare și o parte care sunt aici și ne așteaptă cu drag, organizați frumos, cu suflet, cu inimă și cu toate gândurile bune pentru doamna Viorica, să-i facă astăzi o emoție frumoasă, o surpriză deosebită, spunându-i la mulți ani că o iubesc și este dor de ea, de cea dragă de aici, de acasă. Haideți că noi că suntem deja așteptați. Zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Hai, Elenuța, tare și frumos, noi am cântat nouă dată cu dumneavoastră. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți pentru credință și fericire la mulți ani să trăiți. Mulți ani. Da cine să trăiască, da cine să trăiască, Viorica noastră să trăiască, la mulți ani trăiască, Viorica noastră să trăiască, la mulți ani trăiască, da cine să trăiască, da cine să trăiască, toată adunarea voastră la mulți ani trăiască, toată adunarea voastră la mulți ani trăiască. Bună seara și Hristos a înviat! Dispoziție bună? Da. La noi toți. Olea Crăgușită și eu după ceremonie, dar cred că o să ne înțelegem. Eu vă salut cu mare drag, surpriză la tine acasă și Olesia Palari din nou în acest local, din nou în această localitate cu oameni buni, frumoși, la chip și suflet, doar că umageații se schimbă din surpriză în surpriză. Doamna Viorica, venim cu drag spre dumneavoastră să vă felicităm, să vă aducem gânduri bune și senine, să vă aducem o urare frumoasă din partea cuiva. Acum vă las pe dumneavoastră, toate că sunteți omageați și cam trebuie să savurați din liniște și din relaxul ăsta al sărbătorii, un pic vă pun pe gânduri. Să mă ajutați să depănăm întrebare, poate nici eu n-am idei din partea cui am venit, că sunt mulți și-s dragi, sau poate e unul, sau poate e doi, nu știu nimeni. Îmi spuneți tot dumneavoastră. Sărbara. Și ne oprim? Sau copiii. Sau? Bun. E Sărbara. Lângă Sărbara ce aveți? Și nepoțica. Așa, bun. Așa, bun. Hai căutăm în sufletul de mamă. Ce aveți la suflet de mamă? La copiii spre zi. Și dacă sunt prezenți, cine îi curg să vă fac și emoții frumoase? Am o fată și un băiat. Așa? Cum se numesc? Valeriu și Cristian. Așa, dați-vă așa. Noi venim cu drag de partea surorii dumneavoastră, Aleona. De parte, în Rusia, cea care vine acasă foarte rar, odată la 2-3 ani, cea care are posibilitatea să vă îmbrățișeze răruț, dar strâns, ca să ajungă acea îmbrățișare direct la suflet. Și cea care acum, nu știu dacă cineva a făcut o legătură cu dumneai și ne privește și cu siguranță lăcrimează, căci e dor, căci e dragoste, căci vede oameni dragi, și se vrea și ea aici prezentă, dar cu sufletul, cu gândul, cu această surpriză este aici, unde sora la cel jubileu de 50 de ani. Este vorba de nepoțica dumneavoastră.
Victorița, cea care se află la România, muncește și astăzi, din păcate, este și ea absentă. Dar la fel, cele mai sincere felicitări și urări de bine pentru cea mai scumpă, Tătușică, care adună cei mai dragi oameni aici la sărbătoare și căruia vor să-i dedice astăzi acel la mulți ani aici cu toată lumea. Venim aici din partea Cristine, fiica dumneavoastră, cu ginerul, cu cuțelul, să vă spună cu drag la mulți ani. Cei copii care vă iubesc la infinit. Este vorba de Valeriu, fiul dumneavoastră. Să știți că și eu, alături de fiica dumneavoastră și alături de celelalte două care le-am menționat mai sus, frumos prin gânduri bune și frumoase, prin la mulți ani și prin un moment frumos care vor să-l tipăreze în suflet, în mintea dumneavoastră, după care într-un filmuleț care facem aici cu toată lumea. Să-l depănați peste ani și să vă vedeți cât sunteți de deosebită, de splendidă, de plină de aplauze. Slavă Domnului! Sunt acolo, nu vă dau! A dumneavoastră îmi zicem parcă că i-ați primit cumva. Vreau câțiva ani în urmă, așa-i? Păi dați-i voi să vreți, mai trebuie să întoarcem ani înapoi, da, gata? Așa, frumoși, minunați, savurați-i cu drag alături de oameni dragi. Sunt ai dumneavoastră, deci primiți-i. Sperăm ne-l suflet să mai avem ocazia să mai venim. La ce zero să fie un 1, zero. Așa că sănătate, ferune, mulți ani și toate bune în viață și familia și sufletele dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Urări de bine și sănătate! Urări de bine și sănătate vă adresează astăzi și am să încep așa. În primul rând o să iau de la copii și vă explic de ce. Copiii sunt cei care au zis că noi deja i-am spus mamei la mulți ani și am făcut ce am avut de spus, am cuprins-o, am îmbrățișat-o, i-am spus cele mai calde cuvinte, dar mama și așa le știe. Noi o iubim, că ea este scumpă, dragă, este minunată, este cea care ne-a dat viață, este îngerul nostru păzitor și este icoană sfântă aici pe pământ. E sigur alături de tăticul. Mama fără tăticul și tăticul fără mama sunt două părți ale sufletului lor care vor fi rupte atunci dacă îi menționăm apart. Noi îi menționăm împreună, căci sunteți într-adevăr altarul care pe pragul casei așteaptă de fiecare dată copilașii acasă. Deci Cristina cu Valeriu vă iubesc în suflet și vă urează sănătate, să vă aibă mulți ani alături de ei, binevoitori, sănătoși, frumoși, gospodari, gospodină, primitori și cu sufletul cald. Atâta timp cât este mama, tata, ei sunt cei mai fericiți, cei mai minunați, nepoții, cei mai alentați, cei mai așteptați, cei mai primiți. Am lăsat o psoră specială, pentru că din partea ei și din partea nepoatei avem mesaj. Și eu, care sunt persoana care nu iubesc să răspolesc, să citesc, o fac doar atunci când mi se trimite mesaj din partea cuiva drag. Și cu drag, din partea lor, am să-l dau citire. Că e greu, că așa. Zgâie 50 de ani, doamna Viorica, zgâie. Dar scrumioși, așa. Deci, din partea lor, aveam cu drag trimis mesajul și am să-l dau citire. De aici, din depărtare, noi venim cu urare pentru nănuța și sora mai mare. Ajungând la acești frumoși ani, îți dorim din suflet multă sănătate și putere. Îți mulțumim că existi în viața noastră și ai un loc special în inimile noastre mereu. Tu ești dor și alinare, sprijin și ajutorul cel mare. Să-ți fie în viață numai soare și zâmbete cu oameni frumoși la chip și în suflet. Să ai de la bărbat valoare, de la copii alinare și de la colegi stimă și mult succes în muncă și tot ce e mai bun și mai frumos să te înconjoare, căci noi te iubim la infinit. La mulți, mulți ani, draga noastră, Nănuță, și iar am să rog sala să vă aplaude de partea celor de departe, la mulți ani. Vreau să vă rog și pe dumneavoastră. Cred că știți procedura echipelor de surprize, la final vă mai chinuim o secundă, două, pentru cei care au emoții de cameră, de microfoane, nu știu, să le lăsați un gând bun și dumneavoastră celor care ne privesc, dar acest filmuleț o să păstreze și cuvintele dumneavoastră. Da, sunt foarte bucuroasă, mulțumesc lui Victorița, lui Alona, eu vă iubesc foarte mult și vă aștept. Și la copii. Voi sunteți inima mea, sufletul meu, eu vă iubesc. Și noi la fel. Da. Și cu drag eu, o dedicație frumoasă la mulți ani, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, bucurii, realizări, dragoste frumoasă,
și oameni dragi mereu alături de dumneavoastră. S-a uimit soțul acum când s-a uitat pe tata. Ați văzut cum am întors dedicația invers și v-am făcut dumneavoastră surpriză. În partea ei, pentru dumneavoastră, următorul o să fie invers. Să știți că și ea vă este recunoscătoare pentru viața care ați făcut-o împreună, pentru căsnicie și pentru tot, la mulți ani. Eu știu cât te iubesc și îmi doresc mereu să-ți cât iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Eu te iubesc și îmi doresc mereu să-ți cât iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Să iubiți tot ființa dumneavoastră, oamenii care vă iubesc. Și am vrut frumos să întorc această dedicație de partea dumneavoastră, cele omagiate, pentru cel om care ați folosit o familie, o gospodărie, o căsnicie. Sunteți oameni frumoși pentru oameni frumoși. Eu știu că te iubesc și îmi doresc mereu să-ți cât iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Eu te iubesc și îmi doresc mereu să-ți cât iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Eu știu că te iubesc și îmi doresc să-ți cânt iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Eu te iubesc și îmi doresc mereu să-ți cânt iubirea. Aș ocoli pământul întreg doar să-ți văd privirea. Aș trece mări, aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. Aș trece munți, dacă aș ști că ele duc la tine. La mulți ani! La mulți ani, deci care mai are plăcerea și bună dispoziție aici, pe Lipo de Dans, alături de doamna Merica, să dedicăm cu dragul mult de frumos. Рузницу все быстрей, стали звезды на год густей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Успех, радость и везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, радости.
Mulțumesc, iubita mea.